deseori mă aflu cu gândul îndreptat spre Apostolul Pavel și slujirea, sacrificiul la care el a fost chemat ca să-l depună, dezamăgirile, depresia prin care cu siguranță, dacă citim printre rânduri, este evidentă. Și pasajul acesta la care ne vom uita în această seară, cred că ne pictează un tablou dureros a vieții lui și a slujirii lui și cred că dacă lăsăm să fie un fel de oglindă pentru noi, pictează un tablou dureros pentru noi. Felul în care începe Apostolul Pavel acest pasaj ne spune mult despre viața lui și despre cine le vorbește acestor oameni și despre felul în care ar trebui să recepționăm aceste sfaturi, cum le numește el, aceste porunci. Cred că este motivul pentru care pornește această secțiune, să fie evident cine este acest om prin care Dumnezeu îi sfătuiește la aceste lucruri, sublinind sacrificiul lui. Pavel pune o greutate foarte mare pe sfatul care îl dă. Când Pavel ne spune că îi sfătuiește el, cel întemnițat pentru Domnul, este de înțeles pentru noi că îi sfătuiește pe frații în această biserică, unul care a fost dispus și a sacrificat absolut tot pentru Domnul. Absolut tot pentru biserica Domnului Iisus Hristos. Mai mult ca sigur, biserica din Efes a fost plantată de Apostolul Pavel, sau cel puțin a fost unul dintre personajele implicate în mod principal în plantarea acestei biserici. Și acum îl avem pe Apostolul Pavel întemnițat pentru Domnul, în lanțuri, în suferință trupească, și peste suferința trupească, ne spune Apostolul Pavel, îl apasă durerea, îngrijorarea pentru Biserica Domnului Iisus Hristos. Nu pot închipui decât doar într-un procentaj foarte mic care a fost suferința Apostolului Pavel. Să fie în închisoare și să aștepte vești din afară și de fiecare dată când conlucrătorii lui, colegii lui mergeau să-l viziteze și Pavel întreba: Luca, spune-mi, ce mai știi de biserici? Imaginez cum erau obligați să lase privirea în jos și să-i spună veștile grele și dureroase. Păi să vezi, la Efes sunt problemele acestea. Dincolo sunt problemele astea. Oamenii dau înapoi de la învățătura care le-ai dat-o. Oamenii se leapădă de viața de sfințenie la care i-ai chemat în Domnul Iisus Hristos. Imaginez că durerea care apăsa pe Apostolul Pavel, de multe ori îl pictăm așa, îl avem pe Apostolul Pavel mai mult ca și o icoană decât la ortodoxi și catolici. Apostolul Pavel a fost om. Un om în capacitate de Duhul Sfânt să facă această lucrare, de a fost om. Durerea aceasta l-a zdrobit. Povara aceasta a fost mai mare decât o poate purta orice om. Este o durere care puțin oameni o pot experimenta și puțin dintre noi suntem chemați să experimentăm o mică parte. Durerea poverii Bisericii Domnului Iisus Hristos este așa de mare încât va zdrobi orice lucrător, pentru că singurul care poate purta este Hristos. Și se dă pentru o perioadă să gustăm, să simțim puțin din durerea și din bucuria a purta această povară pentru Biserica Domnului Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel le scrie celor din Efes și le scrie cu această inimă, cu această povară pe inima lor și le spune: el care este întemnițat pentru Domnul, el care a plătit prețul suprem pentru Biserica Domnului Iisus Hristos, îi îndeamnă în acest fel. Ceea ce urmează
În a doua parte din versetul 1, în capitolul 4, este teza principală a acestui pasaj. Și teza principală care vreau să o aveți în mintea voastră pentru întreaga seară este aceasta. Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Asta este teza principală. Am putea să o sumarizăm în acest fel. Există o chemare primită, dacă ești un copil al lui Dumnezeu, există o chemare primită de a face parte din trupul lui Hristos, de a face parte din Biserica Domnului Iisus Hristos. Și această chemare primită vine cu o trăire vrednică de această chemare. Foarte mulți vor ca să afirme chemarea, foarte mulți vor ca să își atribuie chemarea, foarte mulți vor ca să facă parte din trupul vizibil al lui Hristos, din Biserica Domnului Iisus Hristos, să se considere chemați, să se considere membri într-o biserică, să se considere credincioși, mai puțin vor să aibă o trăire vrednică, o purtare vrednică de această chemare. Și această chemare trebuie îndeplinită cu toată smerenia, cu toată blândeția, cu îndelungă răbdare, cu îngăduință, cu dragoste, cu unitate în Duhul prin legătura păcii. Apostolul Pavel ne spune că există o singură chemare. Toți avem aceeași chemare, toți alcătuim un singur trup și argumentează pentru această unitate, pentru această singularitate a chemării din versetul 4 la versetul 6. Este un singur trup. Un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu, Tatăl al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Apostolul Pavel spune, există un singur Dumnezeu. Ca tare există o singură chemare. Dacă ai parte de această chemare, este una singură. Este o singură cale, o singură direcție, o singură biserică, un singur botez în trupul Domnului Iisus Hristos. Nu poți fi de unul singur în chemarea ta. Nu poți fi izolat, nu poți avea calea ta, nu poți ca să ai varianta ta. Ori faci parte din Biserica Domnului Iisus Hristos, ori ai parte de această unică chemare din partea unicului Dumnezeu, ori nu ai. Mai ales în ziua noastră, dar nu numai, evident că și atunci, ideea aceasta de a avea o variantă a ta unică, individuală, de a-ți croi propria cale, de a avea propria învățătură, de a avea propria ta convingere, evident că era la modă și mai mult astăzi. Apostolul Pavel spune că există doar o singură chemare. Baza unității care trebuie ca să o avem noi, ca și creștini, este înțelegând că avem o singură, unică, comună chemare de la unicul Dumnezeu. În al doilea rând, chemarea aceasta nu doar este unică, singulară, dar este universală pentru toți cei care o au. Fiecare dintre noi este chemat să participe în cadrul acestei chemări. Este chemat să slujească în cadrul acestei chemări. Nimeni nu este exclus. Toți cei care sunt chemați sunt incluși și trebuie să fie activi în slujire. Fiecăruia din noi, spune Apostolul Pavel, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Fiecăruia i-a fost dat acest har. Fiecăruia i-a fost dat această chemare și el merge în continuare și ne explică că această chemare care are o purtare vrednică care trebuie să o însoțească este caracterizată de o viață plină de slujire. Este caracterizată de slujire în mijlocul trupului lui Hristos. Și Apostolul Pavel spune că această unică chemare este făcută în mod universal tuturor care fac parte din trupul lui Hristos. Și la fiecăruia îi se dă acest har din partea Domnului Iisus Hristos.
Și acest har nu este doar să facă parte din trupul lui Hristos, nu este doar ca să fie considerați parte din biserica lui Hristos, ci să trăiască o viață de slujire pentru Hristos. Și el începe și enumeră toate felurile în care oamenii au fost chemați să slujească în cadrul trupului Domnului Iisus Hristos. El ne arată că chemarea nu doar că este unică, singulară, nu doar că este universală, dar este particulară. Fiecare dintre noi a primit o chemare, a primit un har, a primit o dăruire din partea lui Dumnezeu și suntem chemați ca în mod particular să slujim în cadrul trupului Domnului Iisus Hristos. Și El a dat pe unii apostoli și pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Iisus Hristos. Apostolul Pavel ne spune că există o temelie care s-a pus, există o chemare care s-a dat de Dumnezeu în trupul său pentru a pune această temelie prin apostol și prin proroci. Și apoi urmează o zidire care se face prin fiecare mădular. Avem evangeliștii și păstorii, învățătorii, care apostolul Pavel spune că au rolul ca să echipeze, să facă desăvârșiți sau să facă pregătiți pe sfinți ca împreună să zidească prin slujire trupul Domnului Iisus Hristos. Nimeni nu este exclus din slujire, nimeni nu este exclus din această chemare. Fiecare avem o chemare. Fiecare avem o slujire. Fiecare trebuie să fim gata să ne jertfim pentru a zidi trupul. Ținta chemării și ținta slujirii este foarte simplă. Apostolul Pavel o descrie în felul următor. Până vom ajunge toți la unirea credinței și la cunoștința Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin sfințenia lor, în mijloace de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Ținta chemării este aceasta. Pe de o parte este ca să ajungem ca și Hristos, cu orice preț. Cu orice preț, oricât ar fi de dureros, ca să ajungem ca și Hristos. Și scopul pentru care vrem ca să ajungem ca și Hristos este ca să ajungem la Hristos. Nu doar să fim mai buni ca alții, ci pentru că progresul acesta în sfințenie ne dovedește nouă în primul rând un lucru, că ne îndreptăm spre cineva, ne îndreptăm spre Hristos. Ca să ajungem ca și Hristos și ca să ajungem la Hristos. Apostolul Pavel ne spune că participarea în chemarea aceasta, care am primit-o, este necesară pentru zidirea trupului. Și este necesară pentru zidirea ta. Nu este doar o participare sacrificială, deși este una sacrificială, ci este o participare care este în interesul tău până la urmă. Când ești dispus ca să sacrifici pentru creșterea trupului, ești și tu zidit. Din el, spune Pavel, tot trupul bine închegat și strâns, legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți, în măsura ei, și se zidește în dragoste. Fiind gata să sacrificăm fiecare, fiind gata să ne slujim fiecare, fiind gata să ne aducem aportul fiecare, creștem fiecare. La ce creștem? La statutul omului mare. La statutul omului care seamănă cu Hristos. Creștem în așa fel încât îl vom vedea pe Hristos. Există totuși impedimente și impedimentul numărul 1 ne-l sumarizează Apostolul Pavel în felul următor. Virusul numărul 1, boala numărul 1 care intră în viața credinciosului,
care îl împiedică și împiedică biserica să-și atingă această țintă, este aceasta: trăirea ca și păgâni. Trăirea unor oameni care pretind că au chemarea într-un fel care nu este vrednic de acea chemare. Într-un fel care batjocorește acea chemare. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, spune Apostolul Pavel. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. El se adresează unor oameni care sunt în biserică. El nu se adresează la oameni din lume, din templele păgâne. El se adresează la oameni din biserică. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. În deșertăciunea gândurilor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor, ei și-au pierdut orice pic de simțire, nesimțiți. S-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Când biserica își pierde simțul acesta al sfințeniei, dorința aceasta, discernământul acesta de a trăi într-un mod vrednic de chemarea care o are, și nu doar la nivel instituțional, la nivel individual, când fiecare dintre noi nu se pune sub microscopul care este cuvântul lui Dumnezeu, nu se lasă călăuzit de el, nu se lasă analizat de el, este un impediment extraordinar pentru progresul bisericii. Există un singur antidot, ne spune Apostolul Pavel, la acest virus, la această boală, la această stare de imaturitate, și antidotul este acesta: dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Asta este soluția. Soluția Apostolului Pavel pentru dilema în care se află această biserică, soluția Apostolului Pavel pentru dilema în care noi ne aflăm, este Domnul Iisus Hristos. Și în seara aceasta Apostolul Pavel ne cheamă la o verificare grea. Pentru că imediat după ce ni se spune că nu așa l-am primit, nu așa l-am învățat pe Hristos, ni se pune această întrebare: dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut. Altfel spus, verificați dacă într-adevăr l-ați primit pe Hristos. Verificați dacă într-adevăr ați fost învățați de Hristos. Posibil că trăiți ca și păgânii pentru că nu ați fost învățați pe Hristos, pentru că nu ați primit pe Hristos. Mai specific, care este verificarea care trebuie să ne-o facem? Trebuie să vedem dacă am fost învățați, să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, deci prima parte este o dezbrăcare de firea pământească, o moarte față de păcat, o întoarcere de la păcat. Și să vă înnoiți în duhul minții voastre. Asta e a doua parte. Să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou. Deci avem o dezbrăcare de omul cel vechi, o moarte față de fire și o îmbrăcare cu omul cel nou. Este o descriere a nașterii din nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care le dă adevărul. Apostolul Pavel spune că dacă ca și biserică și ca și mădulare dintr-o biserică avem o stagnare în creșterea spirituală, analizați fiecare dacă aveți o stagnare sau nu în creșterea spirituală, dacă vreți părerea mea, mă puteți întreba după, fiecare personal. Eu vă dau sincer. Dacă aveți o stagnare în creșterea spirituală, dacă aveți o stagnare în creșterea în sfințenie, dacă avem o stagnare în creșterea ca și biserică, prima întrebare care trebuie să ne o punem este: dacă l-am primit pe Hristos? Și dacă primindu-l pe Hristos am fost dezbrăcați de omul cel vechi, toate poftele, apucăturile vechi, și dacă am fost îmbrăcați în puterea omului cel nou și neprihănirea și sfințenia care provine din acea nouă natură. Bun, Pavel, dar practic. Am înțeles teologic, am înțeles naștere din nou, am înțeles schimbare radicală, dar practic, dă-ne ceva practic. Vrem să ne verificăm practic. Apostolul Pavel ne dă
începând la versetul 25 și până la finalul pasajului nostru, în versetul 21 din capitolul 5, foarte multe lucruri practice, care aș vrea să le sumarizăm în 12 verificări practice. Sunt mai multe, dar nu am avea timp pentru toate. 12 verificări practice să vedem dacă acest eveniment, dacă această schimbare, dacă această învățare a lui Hristos într-un mod supranatural, nu doar că ai fost prezent în biserică în ultimii 3 ani, nu doar că ai fost prezent într-o biserică baptistă sau penticostală sau carismatică de 30 de ani, și dacă s-a produs la un moment dat acea schimbare, dacă acea schimbare s-a produs și dacă ai fost învățat, dacă ai fost schimbat de Hristos, atunci se vor vedea roade. Prima roadă, onestitatea. Apostolul Pavel spune în felul următor: de aceea lăsați-vă de minciună. Și cu siguranță că Apostolul Pavel are în vizor orice minciună, orice minciună este păcat, dar aici are în vizor o minciună mai domnească, mai frumoasă, care se practică în mijlocul bisericii. De a nu fi onești unii cu alții. De a nu fi oameni pregătiți ca să spunem pe față lucrurilor, pentru că s-ar putea ca să ne rănim unii pe alții. Dar nu o facem din dragoste, o facem din lașitate. O facem din lipsă de dragoste pentru cei din jurul nostru. De aceea lăsați-vă de minciune. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul. Care aproape? E vorba de vecinul meu de peste stradă? E vorba de colegul meu de la servici? Da, este bine să spui adevărul și lui. Dar este vorba de cei din biserică, este vorba de cei din trupul lui Hristos. Pentru că suntem mădulare unii altora. Eu nu sunt mădular în trupul lui Hristos cu orice om de pe stradă. Dacă văd un om pe stradă care are o practică, o gândire, o viață nepotrivită, nu am aceeași datorie ca să mă duc și să zic: hei, ce faci? Ce-i cu tine? Care o am față de soția mea, față de copiii mei și față de frații mei în Hristos. Dacă soția mea s-ar afla într-o stare de păcat, dacă soția mea ar avea un fel de a trăi păcătoasă, dacă soția mea ar avea un comportament nepotrivit pentru cineva care pretinde că este credincios, și eu aș spune despre ea și despre acea situație: nu-i treaba mea. Să-i spună altcineva. Ce a spune despre mine ca și soț? A spune nu că o iubesc deosebit de mult. A spune că nu-mi pasă suficient de mult, că nu-s dispus ca să risc pentru a corecta acea problemă. Dar ce spunem noi despre frații noștri, despre valoarea lor în ochii noștri, despre dragostea care o avem pentru ei, despre dragostea de adevăr, despre chemarea care ne-a făcut-o Hristos, când privim la frații noștri, la comportamentul lor, la viața lor, la vorbirea lor, vedem că nu este demnă de chemarea făcută de Hristos și tăcem. De ce să intru eu în conflict cu X sau cu Y? De ce să am eu tensiune în biserică, în familie, în cercurile în care mă învârt? Și nu suntem onești. Și nu spunem adevărul. Și nu confruntăm problemele. În al doilea rând, o altă roadă acestei nașteri din nou, acestei dezbrăcări de omul cel vechi și îmbrăcări a omului nou, este una de corectitudine. Apostolul Pavel spune în versetul 28: cine fură, să nu mai fure. Ce lucru banal chiar, nu? Ce lucru simplu și totuși ce lucru greu de îndeplinit. Dacă suntem angrenați în anumite activități incorrecte, financiar vorbind, să le sistăm. De ce este așa de greu? De ce este așa de dificil? Să confruntăm aceste realități și să le spunem pe față. Ci mai degrabă, spune Apostolul Pavel, să lucreze cu mâinile lui ceva bun. Ceva bun, ceva demn, ca să aibă, priviți ce motivație extraordinară,
de Apostolul Pavel pentru a munci și pentru a câștiga bani până la urmă. Ca să aibă ce să dea celui lipsit. Care e motivația ta pentru a munci? Care dintre noi, când stăm în fața unui compromis care trebuie să-l facem, când s-a întâmplat vreodată, vă întreb, să faceți un compromis financiar, toți le-am făcut, știind sau neștiind, și să zici, dar am să fac compromisul ăsta financiar pentru că am văzut un om sărac pe stradă la care vreau să mă duc să-i dau banii care o să-i fur acum. Nu s-a întâmplat vreodată, așa-i? Întotdeauna a fost ceva egoist. Întotdeauna a fost ceva egocentrat în tine. Apostolul Pavel spune, lepădați practicile acestea, lepădați nedreptatea, munciți cu mâinile voastre, munciți cu tot ceea ce v-a dat Dumnezeu. Și mai mult decât atât, motivația voastră să fie una pură. Când motivația ta este pură, da? Șansele ca să te compromiți din acele motivații sunt foarte mici. Șansele de a face evaziune ca să dai bani la săraci sunt foarte mici. Eu n-am auzit încă de un om care să facă evaziune ca să dea bani la săraci. Nu există. Da? Nu există. Cele două motivații merg cap în cap. 3. Curăția vorbirii. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Vorbirea noastră este afectată de nașterea din nou. Vorbirea noastră este afectată când suntem învățați de Duhul Sfânt pe Hristos. Când caracterul Lui începe și lucrează și prelucrează caracterul nostru. Ceea ce spunem, felul în care le spunem, este radical schimbată. 4. Ascultarea Duhului. Să nu întristați pe Duhul lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Întristarea Duhului este simplu de înțeles. Întristarea Duhului este momentul acela în care Duhul Sfânt te iluminează despre un aspect din viața ta, despre un păcat din viața ta, în care te face conștient, în care mintea ta, Duhul tău este conștientizată prin lucrarea Duhului Sfânt, prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin cei din jurul tău, ai devenit conștient de lucrul acela, este clar ce este bine și ce este rău, și în loc să asculți de îndemnul Duhului, faci ce este rău. Biblia ne spune că Duhul lui Dumnezeu este întristat când noi facem lucrul acesta. Biblia ne spune că în acel moment îl jignim pe Dumnezeu. Ascultarea Duhului este o realitate în viața credinciosului care nu-și poate ușor întoarce spatele când Dumnezeu îi vorbește. Care nu-și poate băga degetele în urechi când zbiară Dumnezeu la el, nu fă aia. Care nu poate juca pe ignorantul când Dumnezeu îi spune prin cuvântul predicat, când Dumnezeu îi spune prin frații din jurul lui, când Dumnezeu îi spune prin evenimentele din viața lui călăuzite providențiale și arată că ceea ce face nu este bine. Dumnezeu zbiară la tine. Nu mai șoptește, că Duhul câteodată și zbiară. Credinciosul adevărat ascultă de Duhul lui Dumnezeu. Nu întristează Duhul lui Dumnezeu. 5. Bunătatea. Credincioșii adevărați, care fac parte din trupul lui Hristos, care alcătuiesc biserica lui Hristos, sunt caracterizați de bunătate. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unii pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Orice răutate să piară și ceea ce să ne caracterizeze pe noi este bunătate unii cu alții. 6. Sacrificiu. Apostolul Pavel ne spune să trăim în dragoste, dar nu oricum, ci după cum și Hristos ne-a iubit
și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Aspectul acesta a dragostei sacrificiale cred că este extrem de absent din viețile celor mai mulți credincioși. Aspectul acesta de a realiza, de a vizualiza, de a conștientiza în mod constant în viața ta, că motivația ta pentru care ești gata să-ți sacrifici viața pentru fratele tău, pentru soțul tău, pentru soția ta, motivația supremă care ne-o dă Dumnezeu este Hristos. Când intri într-un conflict cu soția ta sau cu soțul tău care este credincios, da? Sau nu este credincios, sau când intri într-un conflict cu un frate din biserică și trebuie să fii gata să sacrifici, trebuie să fii gata ca să-ți calci în picioare orgoliul tău, ce te va motiva ca să faci acel lucru dacă nu jertfa Domnului Iisus Hristos? În acel moment, lucru care te poate face să pășești peste orgoliul tău, peste orice dificultate în a rezolva acea problemă, în a sacrifica pentru acea relație, este să privești țintă la Hristos și să spui: Hristos a fost dispus să moară pentru fratele acesta cum a murit pentru mine. Hristos a plătit prețul suprem pentru noi, ca atare noi putem ca să plătim orice preț. Sacrificiul trebuie să fie o caracteristică în viața noastră. Nu trebuie să ne fie greu să sacrificăm din timpul nostru, din banii noștri, din efortul nostru pentru a zidi trupul lui Hristos, pentru a zidi pe frații noștri. 7. Apostolul Pavel ne spune că sfințenia, și de fapt asta e ideea principală a întregii porțiuni din acest pasaj unde ne aduce aceste îndemnuri practice, că sfințenia noastră trebuie ca să fie reală în tot ceea ce înseamnă faptele noastre, gândirea noastră și vorbirea noastră. Curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Ce sfat practic! Îți vine să zici o glumă proastă, mai bine mulțumește Domnului pentru ceva. Îți vine să zici ceva stupid, banal, mai bine enumără câteva lucruri pentru care ai putea să mulțumești lui Hristos. Ce fain ar fi să avem un reflex. Când firea vine și ne dă un impuls ca să criticăm, când vine, ne dă un impuls ca să bârfim, în loc să facem lucrul acela, să spunem: aș putea ca să clevetesc sau să bârfesc sau să am o vorbire necurată, dar n-ar fi mai bine să mulțumesc lui Hristos? N-ar fi mai bine să mulțumesc? Încearcă aspectul să doar la bârfă. Când îți vine cineva și îți vrea să spună o bârfă despre o soră sau despre un frate, spune: frate, vreau să spun ceva despre fratele Ciprian. De obicei, nicio discuție bună nu începe așa, vă spun eu. Eu n-am prea avut discuții în care mi s-a spus: frate, vreau să spun ceva despre Cutare, și vreau să spune: bă, mi se pare cel mai dedicat om în rugăciune. Nu-mi vine să cred. De obicei, frate, să vezi cum e fratele Ciprian, să vezi cum e Cutare. Încercați exercițiul acesta. Când cineva vine și spune: frate, vreau să vă spun ceva despre fratele Cutare, fă exercițiul ăsta. Auzi, înainte ca să-mi spui, spune-mi 5 lucruri pentru care ești mulțumitor lui Hristos despre fratele Cutare. Dispare cheful de bârfă. Nu-i așa? Adică te-ai simțit penibil. Sfințenia în tot ceea ce suntem, în faptele noastre, în gândurile noastre, în vorbele noastre, trebuie să fie direcția vieții noastre. De ce? Pentru că știm bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este închinător la idol, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Miza este extraordinar de mare. Miza este veșnicia. 8. Creștinul este chemat la o separare radicală de tot ceea ce nu este curat. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte,
căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărășiți, dar deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în orice neprihănire, în orice adevăr. Există o separare radicală între lume și creștin, între ceea ce este lumesc și creștin, între ceea ce este întuneric și copiii luminii. Vorbele acestea deșarte, amăgitoare, cred că ar putea fi sumarizate în felul următor. Ce sunt ele de fapt? Cred că este gândul acesta și învățătura aceasta care, într-un fel sau altul, este transmisă oamenilor, care spune cam așa. Poți crede ca un creștin și trăi ca un păgân. Cât timp pretinzi că ești creștin, cât timp spui ceea ce trebuie să spui, cât timp știi să joci un pic de teatru, în rest poți trăi cum vrei. Apostolul Pavel spune nu. Trebuie să fie o separare radicală. Trebuie ca să înlăturăm orice gând care ne-ar induce în mintea noastră ideea aceasta că putem compromite sfințenia la care ne cheamă Dumnezeu. Să nu avem nicio legătură cu asemenea gândire, cu asemenea fapte, cu asemenea oameni. Creștinul adevărat respinge tot ce este împotriva voii lui Dumnezeu. Este degustos pentru el, este urât, este scârbos. Nu se împrietenește cu ele, pentru că noi știm că prietenia cu lumea este vrăjmășia cu Dumnezeu. Noi știm că nu putem sluji la doi stăpâni. Noi știm că chemarea aceasta este una radicală de a ne lua crucea în fiecare zi și a-L urma pe Hristos. Noi știm că oricine își iubește mai mult familia decât pe Hristos, averia decât pe Hristos, confortul decât pe Hristos, nu este vrednic de această chemare. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrurile neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le, căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală. Pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. Biserica este chemată să condamne întunericul, nu să se joace în întuneric, nu să se ascundă în întuneric. Biserica este chemată ca tot ceea ce este neroditor, tot ceea ce este din întuneric, tot ceea ce este împotriva cuvântului Dumnezeu, să fie condamnat de copiii lui Dumnezeu. Nu doar verbal, ci practic. Este lumina care scoate la iveală ce este în întuneric. Este lumina cea care alungă întunericul. Iar dacă biserica se află și ea în întuneric, de unde să răspândim lumină? Nouă. Suntem chemați la o înțelepciune duhovnicească. Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Înțelepciunea trebuie înțeleasă corect. Înțelepciunea nu este doar o cunoaștere teologică, intelectuală. Frate, noi suntem foarte înțelepți. Studiem mărturisirea de credință, acum o știm pe capitole, știm toate subpunctele, am înțeles tot sistemul doctrinar. Noi suntem oameni înțelepți. Nu sunteți oameni învățați. Sau suntem oameni învățați. Suntem oameni cu multă cunoaștere. Înțelepciunea duhovnicească are mai mulți pași dincolo de cunoaștere. Cunoașterea este esențială, ci trebuie să dăm crezare la ceea ce ni s-a făcut cunoscut din cuvântul lui Dumnezeu. Ba mai mult, acea crezare se dovedește ca și fiind adevărată, acea credință ca și fiind reală, atunci când cunoașterea naște credință și credința produce ascultare.
Adevărata înțelepciune este o ascultare de Domnul Iisus Hristos. O umblare cu băgare de seamă. O urgență în ascultare. Răscumpărați vremea. Omul înțelept nu spune, da, știu că este păcat ceea ce fac, știu că este incorrect, știu că este împotriva voii lui Dumnezeu, dar mai am timp. O să rezolv problema asta mâine. O să confrunt păcatul ăsta mâine. O să mă zbat cu întunericul ăsta mâine. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Băgați de seamă și umblați ca și niște oameni înțelepți, care înțeleg cu adevărat care este voia Domnului. Și voia Domnului este ca să îndeplinim voia Domnului. Este ca să trăim voia Domnului. Este ca să iubim voia Domnului. Doar să o cunoaștem, ci să o credem. Și să o aplicăm, să o ascultăm, să o trăim în toată viața noastră. 10. Plinătate de Duh. Apostolul Pavel ne spune că oamenii care sunt transformați în felul acesta experimentează această trăire în plinătatea Duhului. Nu vă îmbătați de vin, pentru că aceasta este destrăbălare. Și înlocuiți, da? Dacă nu sunteți consumatori de vin, înlocuiți. Nu vă pierdeți timpul cu. Da? Nu vă destrăbălați în poftele voastre lumești, în hobby-urile voastre, în lucrurile care vă plac vouă. Nu știu ce îs, da? Telenovele, romane, banalități. Dimpotrivă, în contrast cu lucrurile acestea lumești, care poate vă aduc o oarecare satisfacție, care de la sine nu neapărat sunt păcătoase, dimpotrivă fiți plin de Duh. Și vedem că plinătatea aceasta de Duh naște în noi un fel de a fi, un fel de a vorbi. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Ce frumos! Cât de des experimentezi această trăire în plinătatea Duhului? Cât de des ai părtășit cu frații tăi în care se vorbește în psalmi, în care un frate propune să cânte o cântare, care stai în rugăciune cu frații tăi, în care lauzi pe Domnul cu frații tăi. Cât de des se întâmplă aceste momente în plinătatea Duhului în contrast cu acele destrăbălări. Cât de des ai timp pentru tenis, pentru fotbal, pentru TV, pentru toate lucrurile din lumea aceasta. Și n-ai nici măcar timp și nici dorința să experimentezi părtășia aceasta în plinătatea Duhului. În care ceea ce izvorăște din tine este cuvântul lui Dumnezeu și laudă la adresa lui Dumnezeu și frații tăi de asemenea contribuie cu laudele lor. 11. Mulțumire. Am mai zis lucrul acesta, dar ideea unui creștin nemulțumit, nemulțumitor, este un oximoron. Este o contrazicere în termeni. Ideea unui creștin care a fost înfiat de Dumnezeul, creatorul acestui univers, care a primit ca și moștenire toate bogățiile duhovnicești și totul în Hristos și nu este mulțumit, este o contrazicere în termeni. Ai totul. Cum? Dacă atunci când încă eram dușmanii Lui, L-a dat pe Hristos pentru răscumpărarea noastră, nu ne va da acum toate lucrurile. Ai totul și am totul în Hristos. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Mulțumirea este un semn al nașterii din nou. Ceea ce se produce atunci când ești născut din nou este că valorile acestei lumi, ne spune Apostolul Pavel, devin gunoaie pentru tine. N-ai cum să fii nemulțumit că n-ai niște lucruri pământești, când tu ai valori infinit de mare, duhovnicește vorbind. N-ai cum să consideri că îți lipsește ceva,
când tu l-ai pe Hristos. Mulțumirea este un semn al omului născut din nou. Este așa de încurajator să vezi oameni care ar avea motive să fie nemulțumitori. Să vezi oameni care stau pe marginea patului de moarte, să vezi oameni care stau pe marginea prăpastiei, să vezi oameni care n-au absolut nimic, care au pierdut totul. Și când îi întreb, frate, soră, cum ești? Să răspundă, mulțumiri fie aduse lui Hristos, pentru că am totul în El. Ce încurajare mai mare poate fi decât să vezi cu ochii tăi oameni care experimentează bogăția Domnului Iisus Hristos. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și 12. Ultimul punct. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Supunere, smerenie, dorința de a te supune celor din jurul tău, înțelegerea că Dumnezeu te-a pus în acest trup, te-a pus în această biserică, a pus oameni în jurul tău care să te supravegheze, care să vegheze asupra ta. A dăruit biserica cu învățători, cu păstori, cu evangheliști. Și tu de bunăvoie, de dragul lui Hristos și pentru binele tău, să cauți să fii supus. Să privești pe cei din jurul tău mai presus decât tine. Să fii supus, nu pentru că ești obligat, ci pentru că asta îți cere Hristos. Când ne uităm la această listă, care până la urmă este mult mai lungă și n-am putut ca să atingem toate lucrurile care le sublinează Apostolul Pavel, chemarea noastră această seară este să ne verificăm și să vedem dacă într-adevăr am experimentat lucrul acesta, dacă am învățat în așa fel pe Hristos, dacă am ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus a fost învățat cu privire la felul vostru de viață din trecut, adică dacă am fost dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, dacă am murit față de păcat și dacă am fost înnoiți în duhul minții noastre și îmbrăcați în omul cel nou, în noua natură, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neoprihănire și o sfințenie pe care le dă adevărul. Asta este provocarea noastră. Problema este că stagnăm în creșterea noastră, ca și indiviz, ca și biserică. Soluția, antidotul, este Hristos. Verificarea este să ne uităm la viețile noastre, fiecare personal, și să vedem dacă această transformare s-a produs. Dacă există aceste semne a nașterii din nou. Și să le cerem. Dacă suntem imaturi, dacă nu avem înțelepciune, dacă nu avem dragoste, dacă nu avem o inimă gata să sacrifice pentru frații noștri, dacă nu avem lucrurile acestea, să le cerem de la Dumnezeu și El să îndure de fiecare de noi. Amin.